Cine dracul am asta, mă? Cine-i mă futui, dumne? Mă, tu cu telefoanele... Pronto? Alo? Pronto? Pronto? Buongiorno! Buongiorno, patraulea! Neața! Ai uitat de mine, eh? Că vrei să zic adevărul sau să fiu sincer sau să te mint? Fii sincer. Dormeam neîntors. Nu-i problemă, patraulea. Vii aici sus, că eu cred că aici am găsit o curte, noi am intrat aici. Ne-ai trimis tu locația. Ați ajuns? Da, eu sunt aici, am parcat camioanele, că a rămas numai cu Sile la băieți, le-am dat drumul, că erau morți obosiți, n-am mai făcut pauză. Băi, patru, hai că trag ceva pe mine și ce vin. Hai că te așteptăm, adă-și tu o cafea de dacă ai de unde. Hai că n-am băut o cafea, sunt mort. Da, hai. Hai, okay. Aprinde becul ăla. Ceau. Ceau. Doamne, ce gălăgie mai faci, am uitat mă de feruciu. Tu și afacerile tale mă trezește cu noaptea în cap, măi omule. Ce bine dormeam. Fii mai silentă, că așa mă doare capul de. Da, hai că am pus aici să fac cafea. Fă mai multe cafele. Și punem și mie într-un termos de ăla și dăm două ceșcuțe de alea. Mă duc să dau o cheie să pornez mașina ca să până să face cafeaua. Trebuie să-mi dau și puțin apă pe ochii ăștia. Aura asta, că mă trezesc, păi de capul meu. Mai strigi când e gata făcută, da? Te strig. Uite, nici nu s-a crăpat de ziua afară, uite. Ai făcut-o? Hai, ia termosul cu ala, hai. Pa. Las că Dumnezeu și mai culița Domnului. Mă trezește pe mine omul ăsta la prima oră așa al dimineții. Putui iștene mumăsii să-i fut eu de treabă. Sper să merite afacerea. Să vedem ce cotețe zice că a adus el de acolo. Din Italia. M-a făcut curios. M-a făcut curios, bă, băiete. Poate fac și o treabă cu ele. Poate pun romanul la vânzare. Ce-i astea, bă, băiatule, bă? Ce vorbești? Neața! Buongiorno! Stai așa, că am termosul în mașină. Ia, cine mai e? Mai e și băieții pe aici? Sile, restul i-am trimis. Hai, Sile, vină încoa. A, da, bă, o sanderule, mă. Ce fa, bă, blia, bă? Blia, eu te nu mai pot din somn. Te mai lele, Sandovul? O băga ca amigu, Sile. A băgat ca amigu, ă? L-ai luat în Italia? Cum a fost, bă, în Italia? Ai luat o piatră în gură? Am să dici la voi aici, la România, că nici mai știu să mai parleau o România, știi eu. Stai dracu, la un loc că îți faci nod la limbă și ia o piatră în gură aceea și... Sile,
Zile, l-am ținut o săptămână cu mine, așa de să beau cafeaua. Ia și tu o cafeaua să te trezești. Vezi că... Vezi că e fără zahăr. N-aveți pentru ce. Astea sunt camioanele? Eu mă gândeam că-s mai vechi, zic ceva, dar văd că e pe sistemul nou, e pe... E vechi acolo, e un pic mai... Eu am un ragaț acolo, e bravo, nu? Că era director, cum se cheamă, responsabil, nu? De firmă. De? Și i-am dat lui, șpagă 2000 de euro și mi-au ales cele mai bune. Și mai am încă două, dar mai era câte ceva de făcut la ele. Eu am vorbit cu ragațul ăla, le-au băgat la revizii și pe urmă le-am cumpărat. Și de asta zic că nu se merită să le bag eu la primărie, de ce să nu facem noi doi un ban aici, nu? Asta zic. Dai voie să mă uiți eu pe la lipaș. Da, 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 păi cum, doar rămân aici la tine, ia uite. Îi spune morși cu tot. Da, dar uite, cauciucuri, mi-au pus băiat să stai cam o lantiernă aici, ia uite. Cauciucuri, noi nouță. Da, da. Și pe remorci la fel, prelățele de deasupra mi le-au schimbat. Să vede, să vede. Ai, nume de Italia. Păi da, le-am luat, ce am vrut să iau la rând. Am vrut să iau la rând, dar... Zic, nu, uite ce miște platforma asta. Domn Feru, ce platformă? Asta se poate cara baloți cu ea. Normal e făcut pentru baloți. Asta se reglează din spate, nu? După baloți. Da. Dar puteam și orice tip de paleți. Și ia uite să-ți arăt ceva la ăștia. Ia vine să-ți arăt ceva la astea. Stai că mă sui un Ibeco. E mai vechi, dar de asta l-am luat. Ia uite aici. O, se extinde, poți să-i pui pe mai multe nivele paleți. Păi... Numai să ne permită drumul, dar uite cât se ridică. Asta poți încărca fân, că fânul e ușor, știi? Îs pentru volum. Da, da. Uite, aia din spate o reglez. Vezi? Te poți duce și în spate cu încărcătura. Super tare. Ăsta cred că s-ar putea să ți-l mai folosesc și eu din când în când, când mai car făină de la moară la brutărie, când mai duc anumite chestii de pales goi. Cum să nu? Să aici la tine... Facem treaba amândoi. Asta zic. Așa, stai să mă dau și eu jos un pic. Blea, patraulie, dar... Uite, asta e... Adeblu să găsești la voi aici, blea? Adeblu? Trebuie să mergi la Bălțăr. Trebuie să mergi la Bălțăr și să alimentezi cu Adeblu. Că... Strei cu Adeblu, Iveco e fără Adeblu. Nu-ți fă probleme că vorbesc cu John și chemăm o echipă să ne instaleze aici. Au... ceva, o benzinărie cu tot, de motorină, de AdBlue, de alea, trebuie să vedem cum încercuim pe aici, cum punem niște porți. Așa uite, da, blea, așa ca lumea. Ia uite, patraulea, asta e pentru cereale. E câte două, e compartimentată, nu? Eu am crezut că e cisternă și asta, de-aia mă gândeam, ce facem cu atâta cisternă. Ia uite aici, i-am schimbat, astea mi le pus noi, sunt motoare pe benzină. Da? Care descarcă în automat astea, fără să ții motorul la camion separat, pornit. Ele descarcă sau autonome. Super tare. Da, așa și pe remorc. Da, da, urcă-te un pic pe ele și vezi. În asta vreau să mă urc, că nu m-am urcat în nicio Scania de asta, de când le-am tot văzut pe poze tunate și asta arată și bine. Dacă voi vindeți făină angro, nu? Da. Farină, ce mai vindeți voi pe aici, puteți căra cu asta. Orice fel de cereal are cu asta. O să-i dau șoche? Da, da. Scoase cardurile din tahograf, aia? Da, da, spuse toate în aut. Ok. Le ferește automate. Ma. Asta e frumos, rău de tot. Ce zici tu cu cisternele? Cu cisterna găsim ce să cărăm, să le punem la treabă. Că ăsta îți spun drept, l-am luat cu cisternele pentru că e aproape nou camionul și l-am luat la preț bun. Ăsta albastru. Eu nu m-am gândit. E vechi, ăsta e suie, ăsta, da, da, da.
Noi avem aceea lângă noi, că eu n-am așa foarte mult, dar dacă e să ne trebuiască, să vedem ce zice, că s-a extins puțin și baciul de la noi, baciul Dulgheru. Să vedem cât lapte deține el și cu ce mai avem noi, dacă e să dăm un extern, să vinem în altă parte. Eu firma o fac nu doar pentru firma aici în România, o fac doar nu pentru cont propriu, să facem transport în cont propriu. Putem să facem și în cont terții. Putem să facem și pentru alte persoane. Tăiem facturi, tu dacă găsești să faci transport, te duci cu ele la treabă, că eu am satelitar pe ele, eu văd cât sunt bărtirata. Da, și da, da. Câștigi și tu, câștig și eu, nu? Tu te ocupi aici, eu caut curse pe bursă. Mi-a patraulea, mai dai și tu o gură de cafea, blea, că am o sete de coafeaua. Da, mă, ia uite și... Uite aici, că e... am pus aici în spate termosul și ăla. Ia-ți de acolo și bea către... Nu, nu, eu nu găsesc blea. Guarda închei Mercedes-ul, nu? Nu-i chiar vechi, dar a fost lucrat puțin cu el. Ia uite un pic în el cât de frumos e făcut. Da, e... E verde așa, sau dacă îl bagi în pădură, nu mai vezi. Vezi ce bine a fost ținut interiorul? Da, da, da. Frumos ăsta, întreținut cum trebuie. Prelățile se deschid automat. Nu trebuie să mai dăm la mână. Au pistoale, da, se deschid automat. Trebuie să stau într-o zi de ele să văd exact tot. Că n-avem ce să facem. Asta, da, asta vreau să mă urc în el să văd cum arată. Urcă. Aute, tot camion nou. Camion nou, navigație. Ce frumos pornește și asta. Nici nu-i auzi motorul ăsta. Mai repede l-a auzi plada la Iveco. Ia uite. Domn Ferruccio, nu vă mai întreb acum sarea. Urcați-vă în ăsta, că am uitat luminile aprinse. Da, da. În ăsta albastru, să nu rămână fără baterie. Cât v-a dus afacerea asta? E, m-a dus. Mai am încă două de adus. Bine că... Mă duce undeva la 300.000 de euro. Cu firmă, cu tot. Da. De șofer nu-i problemă, că eu mai am până aurela aceea care... Cu licență, cu tot, am umblat bine, cu tot, deci cu toate actele, cu tot undeva la 300.000, dar gândește că am 6 camioane, care aici în România costă 70-80.000 bucata. Ăsta cred că costă mai mult, Iveco ăsta nu. Ăsta da, ăsta e peste 100.000, că are, ce, are 80.000 de kilometri. Și Scania e foarte scumpă, e mai vechiuță, dar astea de deasupra... Astea de cereale sunt foarte scumpe. Costă un saco de solde. Ascania oricum își păstrează prețul, că nu se devalorizează ea și oricum ești de per 560, EV8. Iveco ăsta, Eurostar-ul, are motor cu factură, cu tot, încă în garanție motorul. E montat motor nou pe ea. Am înțeles. Ai făcut afacere calmă. A ieșit bine, acum trebuie să le punem la treabă. O să căutăm curse, tu te ocupi de șoferi și te ocupi aici de ele. Eu l-am pe Mitu, dar el e și cu serviciul, să vedem cum o face, și l-am pe Neaurel, care tot așa are de șofer profesionist. Un altă cosa, nu putem să facem aici ceva, niște, cum se cheamă, niște garaje din alea semi-deschise, cum le ziceți voi aici? Ca să nu le lăsăm așa, că eu dau bani, nu cu cât costă. Domn Ferruccio, eu acum, ca să fiu sincer cu tine, eu la terenul ăsta n-am avut bani să-l cumpăr. Eu sunt partener cu John, el l-a cumpărat. Să stai de vorbă cu el pentru dezvoltare, pentru construire, că el are alte relații. Eu sunt mai cu munca, eu mă ocup de alte chestii, încerc și eu să gândesc la un nivel mai înalt, dar deocamdată, dacă nu intervii acolo cu bani, am și eu bani, dar John e John. John vrea să ia el, să le facă el, eu sunt mai mult cu treaba așa. Eu vorbesc cu John, de construcții nu-i problemă, solde pun eu, dar ziceam cu camioanele să te ocupi tu, că John are destui banii lui, să mai faci tu ceva separat, așa cum ți-am zis eu, că camioanele nu, tu ziceai că n-ai nimic pe numele tău, e bine așa să-ți faci ceva pentru tine.
Da, domn Feruciu. De ce să mai... Ok. Pas? Cheile... Cheile sunt toate în ele. Ia, hai să ne... Hai să le luăm pe toate, să le încuiem. Să le încuiem, să le bag și eu la mine. Ia să... Iau și din asta. Așa. Uite, asta are contactless. Da, uite, astea le-am încuiat eu, astea două. Ia cheile. Eu dublura asta, am. Dublura, acțiile le-am luat tot. Oricum n-are cine să vină pe aici, că e la Nea Traian, acolo are camere pe spate și dacă e, mă uit. Trebuie să vedem, să vorbim cu John, să pună niște camere și pe aici, dar oricum nu e la noi pe sat, n-avem... Da, da, o să vorbesc eu cu John, ce investiții să facem, poate punem și niște piatră pe jos, ce investiții se face, eu o dau solde, nu-i problemă. Am înțeles. Bine, domn Firoț. John e băiat serios și facem de o investiție de viitor. Amortizăm bani în viitor. Asta e mană cerească, știi cât mai car cu tractorul acum îmi bag decât n-am marfă pentru astea, ce să fac cu ele. Da, dar cum a zis că voi aveți multe terenuri și mai dați la export. Avem, în loc avem. Să faci cu tractorul, în loc să faci cu tractorul 5-6 drumuri, ai făcut un drum cu camionul, ai câștigat, ai guadagnat în cât timp și soli. Știi câți bani pierdeam la tren? Pentru că noi căram cu tractoarele la silozul mare de la tren, așa, cu camioanele, dacă alea fac două drumuri, îmi duc toată marfa și... Vă duceți direct în port la Constanța sau unde duceți voi, nu? Da, în port la Constanța, căram. Ok, patraulea, nu te mai rețin, am plecat, că suntem și noi obosiți. Deci așa rămâne, da? Așa rămâne, da. Eu, dacă ai ceva de contract de alea care să vină să ridice, vin, eu le pun la dispoziție, totul alea. Ai zis da, că... O să mă ocup, să caut curse, să caut tot ce vrei. Satelit, până toate șofer. Alea, nu, no, nu. No. Șofer nu-ți bate capul, că sunt eu, e Nea Aurel, e Mitu. A, Aurel e ăla care îi vând eu lemne, nu? Da, 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 da. Oh, păi bun, Aurel e șofer bun. Ei, dar socrul tău, ziceai că și el a fost șofer, a fost... A fost șofer, dar trebuie să stau de el puțin, că trebuie să meargă să-și dea atestatele alea, că nu mai are atestate, i-a expirat. Da. S-a lăsat, s-a... Păi nu, e atunci e pune el că mai bine să lucrăm în familie, știi cum e? Cu cunoscuți decât cu să luăm ragații din ăștia cum iam eu acolo pe Gianni, pe... Mai bine așa. Eu știu ce să zic dacă să mai urcă boșorogul pe camion acum, la vârsta asta. Nu știu, atunci, na, vezi tu, numai să aveam băiați și facem treaba. Facem, nu-i problemă. Sandele, mi-ai pus termosul la loc? Am pus, blea, pus, grație per... Ca cafeaua, asta e dracul ăla, mă, că te-ai mânjit la gură de ai, italiană. N-ai șervețele? Păi fii atent, ai învățat italiană? Mai vorbești tu cu... Mai vorbești tu cu... Cu patraulea, mergi cu el până la el acasă, că eu am de dat niște telefoane și... Domn Ferruccio, cum se zice în italiană la sacul de ciment? Hei, sacul de ciment, cum e casă, se zice. E goale. Alei tu pisilea un pic până la tine acasă și de acolo le iau eu, că eu merg cu Lada și am niște telefon de dată, e ceva, trebuie să vorbesc personal. Hai că le iau eu, le iau eu. Hai, ok, hai sile. Hai siluță! Deci luminile sunt stinse, totul e ok. Astea le-a pus domn Ferruccio. Ia zi, mă, Siluț. Ce să mai zic, blea, să rup de oboseală, blea. Ce te vaiz, bă, ca fata mare la măritare. Mă rup cel mai tare, m-a obosit limba asta la italiană, blea. Eu cu joma, joma food de asta cu chestia vulei, nu, na-a. Am apă și pe mine că mă sună domn Ferruccio, sunt așa în dubii. Ce dracu zice, dacă am înțeles, dacă n-am înțeles, da. Cum e, se zice la Coca-Cola, la voi? Nu, nu, la mine nu. Nu se zice la fel, a? Na. Am înțeles. Aia, o știu, limba de asta e engleză, blea. Și pe ce camion ai condus când ai venit? Am condus două. Am condus când e Iveco ăla mai vechi, când e Iveco ăla mai nou. Ăla mai vechi, nu-i cu card, e cu diagramul, blea, și
Am aici menuit-o și noi de asta am mers atâta. Am, am ajuns. Mai făcut schimb. Am avut noroc că nu ne-a prins miliția. Eu zic că trebuie să-ți iei o mașină să faci naveta, că s-ar putea să te trimeată de un fel, dacă n-am șofer pe aici să te trimeată să... De o dracului blea din navetă, că nu-i bună naveta. Dar cred că trebuia să mă lăși pe mine blea, eu să iau rata, să mă duc acasă. Păi te așteaptă Domnul Ferociu, că a zis că dă niște telefoane de aia. Te-am adus până aceea. Da, dă el niște telefoane, blea pe mine, mă las. Eu de ce am eu? Am Noica. Am Noica 2060. Hai, Sile, hai că mai vorbești tu, Sile. Hai că te-am așteptat aici, am terminat de vorbit la telefon. Hai, ne auzim în partea altă. Domnul Ferociu, numai bine, ticule, și ne auzim. Patraulea, vorbim, da? Da. Mă duc și eu să mă odihnesc puțin. Numai bine, numai bine. Patraulea, cu o dată, grație, blea, pentru cafeaua. Haide pa! Haide și au! Hă, vrei cum moldovean a învățat italian el. Să pun și asta aici că... Ce, deci m-am trăit la prima oră. Veronico, vezi cum o să mă arunc puțin în pat, că mă doare capul. Ia setul ăsta de chei și... Pune-le pe acolo, pe sertarul la principal, că sunt toate cheile de la camioane, că mi-a dus 4 camioane cu tocuri moși nebunul ăsta de feluci. Uh-huh. Haide, ne auzim mai încolo. Știi ce vreau să zic, mă, că nu mai îmi zice, că nu mai... Îmi doare capul rău de tot. Zi. Bine. Haide, du-te, că vorbim mâine. Ia, mai bine, că vorbim mâine. Vorbim mai încolo, că doar noi dormim până mâine, drept. Da, mă, ce să mai... Începem alte afaceri, alte dezvoltări, alte nebunii, mamă, văd patul ăsta în dublu. Așa că vă pup toate cele bune și cum vă spune patraulea de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. La revedere!